După o pauză de aproximativ o lună de zile, Superliga României revine în actualitate, iar la finalul acesta de săptămână se reia etapa 22. -a. În sezonul de primăvară, Mehedințul are patru fotbaliști la acest nivel: Silviu Balaure de la FC Hermannstadt, Denis Benga de la Universitatea Craiova, Draguș Albu de la FCU Craiova și Eduard Radaslavescu de la FCSB. Trei dintre cei patru fotbaliști sunt în zona de play-off, cu excepția lui Draguș Albu, care luptă pentru evitarea retrogradării. Cele mai bune cifre personale le are mijlocașul Silviu Balaure, care a înscris două goluri în prima parte a campionatului și a fost o prezență constantă în primul 11 al Sibienilor. Pe serviciile celor jucători, antrenorii nu s-au bazat foarte mult și au prins puține minute. Denis Benga de la Universitatea Craiova începe anul 2023 în plasare, sâmbătă la FC Botoșani, echipă care este antrenată de severineanul Flaviu Stoican. Reluarea campionatului îi va pune față în față pe Silviu Balaure și Eduard Radaslavescu. Duminica are loc la Sibiu, duelul FC Hermannstadt FCSB. Tot duminică are șansa să evolueze și mijlocașul Dragoș Albu de la FCU în meciul de pe teren propriu în compania celor de la UTA Arad.